Salutări tuturor, sunt Valiconea și astăzi vă prezint un nou material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. În umbra diavolului, posedări demonice, dictatori și conspirațiile nespuse ale Vaticanului. Diavolul și exorcizările lui Adolf Hitler. Recent, exorcistul șef de la Vatican, Gabriele Amor, a declarat într-un interviu pentru publicația Daily Mail că Adolf Hitler și Iosif Stalin erau posedați de diavol. Această afirmație a avut un impact considerabil, mai ales având în vedere că a coincis cu declasificarea unor documente secrete din Arhiva Vaticanului, care relevă încercările Papei Pius al XII-lea de a efectua o exorcizare de la distanță asupra dictatorului german. Din păcate, tentativa nu a avut succes. Amort susține că, de-a lungul istoriei, diavolul a influențat acțiunile omenirii în repetate rânduri. El este convins că nu doar indivizi pot fi posedați, ci și grupuri sau națiuni întregi. Uitați-vă la atrocitățile comise de Hitler și Stalin, a declarat el. Aproape sigur că erau posedați de diavol. Este esențial să apărăm societatea de demoni. Potrivit documentelor papale recent descoperite, Papa Pius al XII-lea a încercat să se roage pentru exorcizarea lui Hitler, dar Amort a subliniat că este extrem de rar ca o rugăciune efectuată la o distanță atât de mare să aibă efecte palpabile. Nu am îndoiel că Hitler a fost posedat. Nu mă surprinde deloc că papa a încercat să împiedice această influență malefică, a mai adăugat el. Semnificația acestor dezvăluiri și a afirmațiilor lui Amort deschide un tablou fascinant asupra modului în care credințele spirituale și religioase se intersectează cu istoria modernă. Într-o lume în care răul și atrocitățile de amploare sunt adesea explicate prin contexte sociale, politice și economice, perspectiva exorcizării în cadrul istoriei sugerează o dimensiune suplimentară asupra comportamentului uman și a deciziilor liderilor. Această discuție atrage atenția despre natura umană, despre tehnicile de manipulare și măsurile pe care societatea le poate lua pentru a se proteja de influențele malefice, fie ele reale sau metaforice. Într-o lume turbulentă, aceste relevații ne invită la reflexie asupra puterii credinței și asupra răului din societatea noastră. Exorcistul șef al Vaticanului și lupta sa cu demonii. Gabriele Amort, preot catolic recunoscut ca fiind exorcist șef al Vaticanului, este o figură fascinantă și controversată. Cu peste 30.000 de exorcizări la activ, dintre care multe s-au încheiat cu succes, Amort a devenit un simbol al luptei împotriva forțelor malefice. Adepții săi îi recunosc abilitățile, în timp ce criticii discută despre natura și legitimitatea practică a exorcizărilor. Potrivit presei italiene, Amort este un admirator al filmului Exorcistul, peliculă care explorează teme de exorcizare și confruntare cu răul. Recent, el a stârnit controverse printre critici aduse seriei de cărți Harry Potter, susținând că în spatele personajului se ascunde semnătura diavolului. Aceste comentarii au generat reacții variate, amplificând discuțiile despre influența culturală și morală a literaturii moderne asupra tinerilor generații. Una dintre cele mai recente exorcizări efectuate de Amort a fost dedicată unei măicuțe catolice de origine sud-coreeană, care se credea că era stăpânită de demoni. Această intervenție a readus în atenție subtilitățile și complexitățile exorcizărilor în cadrul Bisericii Catolice, precum și provocările pe care le întâmpină exorciștii în activitatea lor. Amort susține că demonii pot influența nu doar indivizi, ci și comunități întregi, iar misiunea sa este să restaureze ordinea spirituală. Deși există scepticism cu privire la natura sa, activitatea sa devine deosebit de relevantă în contextul în care societatea contemporană se confruntă cu probleme de natură spirituală și morală. Într-o lume în care percepțiile despre bine și rău devin din ce în ce mai complexe, Gabriele Amort rămâne o voce puternică în promovarea credinței și a valorilor spirituale. Indicând spre realitățile spiritului și ale credinței, el continuă să atragă atenția asupra luptelor nevăzute care, potrivit convingerilor sale, influențează viețile oamenilor și ale comunităților. Posedarea demonică. Posedarea demonică este un fenomen prezent în diverse sisteme de credință, definit ca fiind influența unei ființe supranaturale malefice, un demon asupra unei persoane. Descrierile acestui fenomen includ amnezie, convulsii, leșini sau comportamente violente, iar victimele pot prezenta simptome cum ar fi accesul la cunoștințe necunoscute și schimbări radicale în voce și aspect fizic.
Spre deosebire de medium, care pot controla forțele supranaturale, persoanele posedate nu au control asupra demonului, care le anulează liberul arbitru. Conceptul de posedare demonică este întâlnit în multe culturi și religii, având rădăcini adânci în istorie. Cele mai vechi referințe apar la sumerieni, care atribuiau bolile demonilor și aveau preoți specializați, numiți Ashipu, pentru ritualuri de exorcizare. Arheologii au descoperit inscripții antice care includ rugăciuni pentru protecție împotriva demonilor și cereri de expulzare a acestora din trupurile oamenilor. În culturile șamanice, posesia demonică este recunoscută, iar șamanii, intervenind pentru a salva sufletele prin exorcisme, adesea asociind bolile cu spirite răzbunătoare. În creștinism, posedarea este văzută ca derivând de la diavol sau de la demonii săi, care sunt considerați îngeri căzuți. Acest concept aduce în discuție nu doar luptele interne ale individului, ci și interacțiunile profunde între spiritualitate și sănătate. Nicolae Ceaușescu a fost posedat de diavol? Nicolae Ceaușescu, fostul dictator al României, a fost cunoscut în mod public ca un ateu declarat, dar unii susțin că regimul său a fost marcat de o influență malefică, afirmând că ar fi fost posedat de diavol. Această teorie provocatoare a fost adusă în discuție de diverse voci din societatea românească, în special în contextul derapajelor autoritare și a deciziilor controversate care au marcat perioada sa de conducere. Ceaușescu, care a condus România din 1965 până în 1989, s-a autoproclamat geniul Carpaților și a avut o viziune distorsionată despre putere și control. Într-o societate strict reglementată, el a impus cultul personalității, iar criticii săi au subliniat că acest comportament al său tiranic părea depășit de realitate, ceea ce a dus la speculații despre o influență diabolică asupra sa. Un aspect semnificativ al regimului Ceaușescu a fost încercarea de a controla aproape toate aspectele vieții românești, inclusiv religia. Deși s-a declarat ateu, regimul său a fost văzut adesea ca o tentativă de a se substitui divinității prin instaurarea unei autorități absolute, ceea ce a generat o repulsie față de principiile morale și spirituale. Mulți oameni de rând au început să vorbească despre spiritul lui Ceaușescu, asociind acțiunile sale brutale cu o forță malefică. Fostul șef al securității, Ion Mihai Pacepa, a descris regimul ca fiind dominat de cenzură și frică, care ar fi putut proveni dintr-o influență sinistră. În această lumină, unele voci au speculat că deciziile sale drastice, ca de exemplu raționalizarea alimentelor, demolările sistematice ale bisericilor sau abuzurile împotriva celor care contestau regimul, ar putea fi interpretate ca un comportament posedat. În anii care au urmat căderii regimului său, discuția despre posedați de diavol s-a intensificat. Mulți oameni întrebându-se dacă Ceaușescu nu era simbolul unei epoci întunecate, marcată de răul extrem, impus de un lider care uneori nu avea respect față de umanitate, ori era într-adevăr manipulat de forțe malefice. Evocarea noțiunii de posesie demonică în legătură cu Nicolae Ceaușescu deschide un dialog complex despre natura puterii, moralitate și consecințe ale autoritarismului. Într-o lume în care istoria este adesea reinterpretată, reflecția asupra fenomenelor de acest tip ar putea ajuta la înțelegerea mai profundă a mecanismelor care generează tiranie și anihilează valorile umane fundamentale. Deși Nicolae Ceaușescu a fost un lider ateu, discuțiile despre posedarea de diavol devin relevante nu doar ca o simplă teorie, ci și ca o metaforă pentru a explora natura complexă a puterii și întunericului care pot apărea în umbra autoritarismului. Carlos Martins, exorcistul care a sfidat limitele realității. Părintele Carlos Martins este recunoscut ca unul dintre cei mai importanti exorciști ai Bisericii Catolice. Într-un interviu recent acordat reviste Science Review, el a împărtășit o experiență uluitoare, povestind cum a văzut un bărbat posedat zburând prin aer, o scenă care a lăsat o impresie profundă asupra sa. Istoria personală a părintelui Martins este la fel de captivantă. În tinerețe a fost un ateu convins, dar anumite experiențe ezoterice l-au determinat să se convertească și să devină un vânător temut de demoni. Una dintre cele mai șocante întâmplări din cariera sa a avut loc în Barcelona, în 1987, când a fost chemat să exorcizeze un pompier despre care se credea că este posedat de diavol. Martin s-a descris acea experiență memorabilă.
atunci când am aruncat o picătură de apă sfințită. Nu am avut cum să o direcționez pe pielea lui, ci pe haină. Nu avea cum să-și dea seama. Imediat după, individul a sărit în aer cu spatele și a început să șuiere, fără a mai părea omul pe care îl cunoștea. Exorcistul subliniază că demonii sunt foarte reali și au o natură care transcede limitele spațiului și timpului. Ei au acces la cunoștințe pe care oamenii pe care îi posedă nu le-ar putea deține niciodată, a afirmat Martins. Aceste cunoștințe, potrivit celor spuse de el, îl ajută să distingă între cei care sunt cu adevărat posedați, cei care suferă de probleme mentale și cei care se prefac din motive variate. Explicațiile părintelui Martins despre realitatea posesiunii demonice aduc o nouă dimensiune în discuția despre spiritualitate și sănătate mentală. Într-o societate unde limitele între natural și supranatural sunt adesea contestate, vocea sa prezintă o provocare la adresa scepticismului, invitând la reflecția asupra naturii umane și a interacțiunilor sale cu forțele nevăzute. Această viziune asupra posesiunii demonice nu doar că susține credința în răul supranatural, ci și în puterea exorcizării ca formă de salvare spirituală. Semnele clasice ale posedării demonice. Părintele Carlos Martins, fiind un exorcist cunoscut pentru vasta sa experiență în domeniu, identifică trei semne clasice ale posedării demonice care pot ajuta la recunoașterea unei astfel de stări. Aceste semne sunt esențiale pentru a determina dacă o persoană este cu adevărat afectată de forțe supranaturale. Primul semn este cunoașterea unor limbi necunoscute. Martins explică un truc folosit de exorciști în astfel de cazuri. Dacă vorbesc cu cineva într-o limbă pe care nu au mai vorbit-o niciodată, observ dacă demonul răspunde. Aceasta nu se referă la simple cuvinte sau fraze, ci la o stăpânire perfectă a acelei limbi. Victimele posedate pot articula gânduri complexe, utilizând o gramatică perfectă și formulând idei elaborate. Al doilea semn al posederii demonice se manifestă printr-o cunoaștere a unor evenimente ascunse și îndepărtate. Dacă o persoană este capabilă să îți spună detalii despre o acțiune pe care ai făcut-o într-un anumit moment și loc din viața ta, fără ca nimeni să fi fost de față sau să îi fi spus, aceasta sugerează cunoștințe ocultice, subliniază părintele Martins. Astfel de revelații sunt un semn că persoana posedată are acces la informații care depășesc înțelegerea umană. Al treilea semn pe care îl menționează Martins este manifestarea unei forțe supraomenești. Aceasta este o putere care depășește cu mult capacitățile fizice normale ale unei persoane, afirmă el. Persoanele afectate pot demonstra o forță extremă, capabilă să depășească chiar și cele mai puternice ființe umane. Părintele Martins conchide cu un mesaj clar. Dacă observ la cineva unul dintre aceste trei semne, cu siguranță individul este posedat și trebuie să fie exorcizat. Aceste observații ridică o serie de întrebări despre natura posesiunii demonice și despre finețea distinției între sănătatea mentală și influențele supranaturale, provocând o dezbatere în rândul experților, teologilor și oamenilor de știință. Exorcizările continuă să fascineze și să provoace controverse, iar învățăturile părintelui Martins oferă un punct de plecare pentru discutarea acestor teme complexe. Copilul posedat, vândut de părinții săi. Micul Noel a fost dat dispărut pe 20 martie 2024, după ce poliția din Dallas-Fort Worth a primit un pont anonim conform căruia băiatul nu mai fusese văzut încă din noiembrie 2022. Contextul dispariției sale a fost umbrit de informații alarmante despre viața precară și abuzivă pe care a dus-o alături de mama sa, Cindy Rodriguez Singh. Se pare că mama lui Noel folosea banii acordați de stat și de diverse organizații sociale nu pentru îngrijirea copilului, ci în scopuri personale. Vecinii au declarat că băiatul era considerat rău și posedat, iar mama sa susținea că se temea că Noel ar putea răni frații săi mai mici, gemenii abia născuți. La doar două zile după ce copilul a fost declarat dispărut, Cindy și tatăl său Vitreg au părăsit Statele Unite, îndreptându-se spre India, însoțiți doar de intenții obscure, Noel nefiind cu ei. Acum atât mama cât și tatăl Vitreg al copilului se confruntă cu acuzații de abandon și punerea în pericol a unui minor, autoritățile făcând demersuri pentru a-i extrădea în America. Noul context al dispariției lui Noel devine și mai șocant la aflarea detaliilor despre sănătatea sa. Micul băiat, care se confruntă cu dizabilități și o afecțiune pulmonară, a fost văzut ultima dată de un reprezentant al autorităților în iulie 2022.
După ce nu s-a prezentat la întâlnirile programate cu medicul și având în vedere că beneficiile financiare destinate îngrijirii sale au fost suspendate, guvernul a început să se implice activ în această situație tulburătoare. După o serie de investigații au apărut informații care susțin că Noel ar fi fost vândut unui patron de origine indiană care intenționa să-l expună în bâlciuri ca fiind un copil posedat de diavol. Acest aspect a stârnit indignare și încredere în autoritățile americane să-și intensifice căutările. Între timp, micuțul Noel a găsit refugiu temporar în custodia unei biserici baptiste din Utah, unde este sub atenția pastorului exorcist Thomas Fenting. Pastorul a declarat că Noel are nevoie de îngrijire specializată și de suport emoțional din partea comunității, având în vedere traumele prin care a trecut. Crima șocantă din Bavaria. O știre alarmantă din preța germană a dezvăluit drama unei femei de 73 de ani din Bavaria, care a fost condamnată la închisoare pe viață pentru uciderea unui băiat de 4 ani, pe nume Carl. Femeia, care conducea un cult interzis în multe țări, a susținut că micuțul era posedat și l-a legat într-un sac, lăsându-l să moară sufocat într-o baie. Potrivit mărturiilor, membrii cultului credeau că acest băiat Carl era posedat de diavol încă din naștere. După mai multe încercări de exorcizare, aceștia au trecut la crima atroce. Judecătorul Peter Krasmuek a intervievat-o pe inculpată și a fost oripilat de atitudinea ei. Te consider ca și când ai fi Dumnezeu. Acești oameni credeau că responsabilitatea privind soarta copiilor le revine, iar jurnalul femeii a fost descoperit și în el a fost descoperită o frază alarmantă. Un copil nu le putea aparține părinților săi, ci bătrânul decide când un copil trebuie luat. Judecătorul a interpretat bătrânul drept Dumnezeu, subliniind o ideologie periculoasă și distorsionată. Femeia a descris copilul drept posedat de rău și a afirmat că acesta era reîncarnarea lui Adolf Hitler. Această obsesie a condus la o serie de evenimente tragice, iar în timpul procesului s-a aflat că părinții lui Carl erau obligați să lucreze pentru a duce bani în cult, în timp ce femeia îngrija de victima sa și de alți copii ai comunității. Sarcina ei era mai degrabă de îndoctrinare decât de îngrijire, conform anchetatorilor. Deși inculpata avea 2 copii biologici și 3 adoptați, a fost descoperit că, în comunitatea pe care o conducea, 4 copii fără părinți trăiau în plasament. Toți acești copii au depus mărturie împotriva femeii, descriind abuzurile și metodele de manipulare psihologică la care erau supuși. Judecătorul a acuzat-o direct. Dumneata ai dat ordinul să fie legat sacul deasupra capului victimei și apoi a închis ușa și fereastra încăperii. Aceste mărturii au culminat într-un proces care a lăsat comunitatea șocată și a evidențiat fragilitatea deținerii puterii asupra celor vulnerabili. Electricianul posedat din Milano și măcelul din apartament. Gianni Riso, un electrician de 33 de ani din Milano, a fost cunoscut ca un bărbat liniștit și amabil, dar totul s-a schimbat într-o seară de duminică, când comportamentul său a devenit brusc bizar. În acea seară, Gianni a început să afirme că este posedat de diavol și că vede șerpi peste tot în jurul său. Martorul la evenimentele din acea noapte a fost un cunoscut de-al său, care a povestit: a fost la mine la bar cu soția și băiețelul, a băut suc și nu părea deloc ciudat. După ce a ajuns acasă, a început să declare că este posedat de necuratul. În ciuda eforturilor soției de a-l calma alături de mama și soacra sa, dimineața a dus un calvar. Melissa Note, soacra lui Gianni, a relatat carabinierilor haosul din apartament. Luni dimineața, aproape de ora 6, s-a trezit spunând că trebuie să aprindem lumina pentru că vede șerpi. A început să amenințe că va da foc apartamentului pentru a scăpa de serpentinele imaginare. Mai mult, Gianni a poruncit ca ușa să fie încuiată din interior, dar soția s-a reușit să se prefacă având de gând să găsească o cale de scăpare. Însă, tensionat de situație, Gianni a luat 2 cutite și a spus că noi trebuie să fim ucenicii lui. Atunci a prins perdele de la feronerie, iar Melissa și fiica ei au fugit la vecini. După ce cele 2 femei au reușit să scape, Gianni a atacat-o pe mama sa, înjunghiind-o de mai multe ori, rezultatul fiind fatal, o lovitură secționându-i inima. Cu furile înăbușite de o stare de delir, Gianni a rămas în apartamentul cu flăcări, reținându-și copilul, amenințând că îl va ucide și pe acesta dacă cineva se apropie. După aproximativ 45 de minute de negocieri, carabinierii au reușit să-l imobilizeze și să salveze copilul nevinovat. Gianni a fost dus de urgență la Spitalul de Neuropsihiatrie din Milano, unde urma să fie supus unor examene de specialitate.
Soția și copilul său au fost transferați în alt spital pentru a fi puși sub protecție, aflându-se acum în afara oricărui pericol. Având în vedere natura extremă a incidentului, s-a solicitat ajutorul preotului exorcist Gabriele Amort, exorcistul șef de la Vatican, pentru a se ocupa de starea lui Gianni. Acest caz bizar a tras atenția mass media italiene, generând întrebări serioase despre sănătatea mentală, influența credințelor asupra comportamentului uman și riscurile pe care le implică cultul orgolilor demonice. Papa Francisc și posederile demonice. Papa Francisc a abordat recent o temă extrem de controversată și relevantă pentru societatea modernă, posederile demonice. În cadrul unei întâlniri cu 300 de exorciști catolici reuniți în Asociația Internațională a Exorciștilor, Papa a acordat o binecuvântare specială, subliniind importanța misiunii lor de a ajuta pe cei suferinți din cauza lucrului diavolesc. Această binecuvântare colectivă nu este doar ceremonială, ci are o semnificație profundă. Potrivit papei, exorcismul este o practică serioasă, care nu poate fi lăsată pe seama amatorilor. Este o activitate periculoasă atât pentru preot, cât și pentru persoana considerată posedată. Papa a afirmat clar, exorcismul nu este o treabă pentru amatori. Asociația Internațională a Exorciștilor a fost recunoscută de Congregația pentru Clera Vaticanului în iunie 2014. Recent, această asociație a avut o întâlnire la Roma pentru a discuta cele mai bune practici în domeniu și pentru a colabora cu psihologi specializați în a distinge între posedarea demonică și problemele de sănătate mentală. Aceasta demonstrează un argument de a trata problema cu seriozitate și precauție în fața complexei legături dintre demoni, diavol și tulburările psihice. Papa Francisc a insistat asupra deschiderii bisericii față de toți, inclusiv față de cei afectați de influențele demonice. Biserica îi primește cu brațele deschise pe cei care suferă de pe urma diavolilor. Exorcismul este o formă de caritate, de ajutor pentru oamenii care suferă, a subliniat el. Această afirmare redă esența misiunii bisericii de a arăta milă și sprijin, atât spiritual cât și pastoral. Papa a adăugat că singurul mod de a te lupta cu satana este să te aperi cu cuvântul lui Dumnezeu și a avertizat împotriva tentației de a intra în dialog sau în contradicție cu diavolul, care, spune el, caută să ispitească pe cei slabi. În ciuda scepticismului modern, Papa a afirmat cu tărie, diavolul este prezent, diavolul este aici, chiar și în secolul 21, și nu trebuie să fim naivi. Această declarație nu pare să aibă intenția de a atrage ironii sau critici. Dimpotrivă, Papa Francis pare să ușureze conștiința colectivă, subliniind că lupta împotriva răului este un aspect la fel de pertinent astăzi cum a fost pe parcursul istoriei. Mesajul său reiterează angajamentul bisericii de a înfrunta problemele actuale cu o bază spirituală solidă, capabilă să răspundă provocărilor contemporane. Cu această abordare, Papa Francis caută nu doar să aducă un mesaj de speranță celor care suferă, ci și să reînvie credința în puterea spirituală, oferind o alternativă la provocările și incertitudinile cu care societatea se confruntă zi de zi. Acesta a fost materialul scris de jurnalistul și scriitorul George Podorogea. Sunt Vali Conea și până data viitoare, să auzim de bine pentru că n-ar fi rău să fie bine.